Well, ladies and gentlemen, we're now going to move on to our Romanian Classic men's final to be played over the best of nine legs, the first man to five. Firstly, would you please welcome back to the stage from Wales, Mark Graham! Am revenit în direct, dragi prieteni, iar Charlie Corstorpin anunță primul jucător din finala Romanian Classic Dart Open de la București, galezul Mark Graham. Cel care îl va întâlni pe Gary Stone. Mark Graham, jucător de 45 de ani. Porecla lui este The Butcher. Bănuiesc că este măcelar ceva. And would you please welcome to the stage his opponent from Scotland, Gary Stone! Aștepta pe scenă adversarul, pe cel din Scoția. L-ați văzut mai devreme în alte două meciuri, două semifinale câștigate, va juca două finale în această seară, la fel ca și Beau Greaves. Practic, cei mai buni jucători prezenți la aceste turnee. Turnee ce au fost completate, pe lângă cele două turnee internaționale, Classic și International Darts Open, s-a disputat și o etapă de campionat național, o etapă specială, am putea spune, o etapă ce s-a numit Cupa Stelelor și pentru că am profitat de faptul că ne-am strâns toți la București, toți cei din țară veniți la Darts Festival, Cupa Stelelor s-a numit turneul nostru, un turneu special. Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Mark to throw first. Game on! Care au decedat în ultimii ani și de aceea a fost organizat acest turneu. Un turneu cu peste 100 de înscriți. 36! Români toți. Și meciul nostru 140. A început. Gary Stone reușește un 140 acum. Mark Graham 78. 78. Forty. 140. Mark Graham se anunță un meci echilibrat, un meci bun. Să vedem. 180. Gary Stone rezistă foarte bine, reușește un 180 acum. Să nu uităm că până la nivelul acestei finale a avut de jucat 83. Gary require 140. Încă de dimineață de la ora 10. Ceea ce înseamnă foarte mult, îți trebuie ceva rezistență fizică să 100. Mark to require 164. Dacă vă întrebați de la ce distanță se aruncă, vă pot spune că distanța este de 2,37 metri de la linia de aruncare. Gary require 40. Fața bordului. Evident, fiind un joc inventat de britanici. 20. Mark to require 85. Aceste distanțe sunt adaptate la distanțele originale britanice. Deci 2,37 metri. Game shot in the first leg. Mark Graham. Second leg, it's Gary to throw first. 85 închis cu cubul roșu. Vă dați seama în atâtea meciuri de câte ori a mers Gary Stone până la țintă și înapoi la linie, la fel și Mark Graham, însă Gary Stone în seara asta pe scenă 43. Joacă în patru meciuri, a jucat în două, acesta este al treilea și o face foarte bine. 140. Bună închidere al Mark Graham, era singura șansă
după ce cu prima săgeată a reușit 15 puncte. 100! A încercat 15, a dat 10, a rămas 75 de puncte și un bul verde și unul roșu i-a adus primul leg în acest match. 1-0. 58. Gary required 161. 161 pentru Gary. 125. 125. Aproape de 1-1. A avut prima aruncare în acest 100. Match. Gary required 36. Vă spuneam mai devreme că e un game shot on the second leg. Gary Stone. Third leg. It's Mark to throw first. Ieftin. La îndemâna tuturor și de la orice vârstă. Până 180. Mark Graham. Meci echilibrat și frumos aici. 57. Dacă alegeți să cumpărați echipamente de darts pentru dumneavoastră sau pentru copiii dumneavoastră, trebuie să știți că jocul, mai ales 64. Cu aceste săgeți cu vârfuri din metal, din oțel, jocul practicat de către copii trebuie să fie făcut 26. Sub atenta observație a adulților. De aceea recomandările jucătorilor și a comercianților în acest 99. Sunt ca primele ținte și primele săgeți pentru copii să fie cele 100. Cu plastic. Mark to require 158. Cele care pot sau cele care nu pot provoca răni grave. 98. Ca să mai sară uneori din țintă atunci când întâlnesc acele părți metalice care marcă sectoarele. Și atunci săgețile pot deveni periculoase pentru copii și pentru adulți, dar mai ales pentru copii. Trebuie să fim atenți acolo. 20. Mark Graham s-a dus foarte în față la acest joc și cu toate că Gary Stone 121 Mark de require 40. Mai mult decât Mark Graham la medie, la nivelul medie, iată că game shot on the third leg. Mark Graham, fourth leg, it's Gary to throw first. Joc și să conducă cu 2-1. 57. Am fost întrebat de către prieteni care sunt prețurile unei ținte de darts și aici contează foarte mult 96. Calitatea, producătorul. Și aici prețurile variază, să zicem, între 140 de lei și câteva sute de lei. 100. Și având în vedere că un astfel de board 100. Acasă ține foarte mult timp, chiar și pentru joc intens. 100. Pentru noi cei care ne antrenăm și acasă, de exemplu, ăsta e un alt avantaj al acestui joc. Nu trebuie să mergi într-un club de darts ca să poți exersa foarte ușor. 129. De aceea, chiar dacă vă antrenați intensiv, tot țin ani bune aceste ținte, deci merită 93. Atâta timp cât vă place jocul sau vreți să încercați. 34. Gary required 111. E rândul său să fie în spate acum. A reușit un scor foarte mare.
Iar Gary Stone, game shown the fourth leg. Gary Stone, fifth leg, it's marked to throw first. Din 15 săgeți, păstrat o medie de peste 100 de puncte. 2 la 2. 96. Foarte, foarte strâns acest meci. Se încurajează Gary Stone. 30. De Gary Stone, după ce a avut o primă mână foarte slabă. Foarte concentrat și 70. Mark Graham a avut puțin ghinion aici. Ultima săgeată i-a fost deviată de fluturaș în sectorul 100. Mic de alături de 5 puncte. Îți trebuie ceva precizie și dacă considerați că e ușor, 60. Vă sfătuiesc să încercați și să vedeți că vă trebuie ceva antrenament până să ajungeți să nimeriți ceea ce doriți. 91. Vă spuneam mai devreme de asemenea că nu știe nimeni care a fost logica britanicilor când au pus lângă cel mai mare sector 60. Două sectoare Gary required 140. Sectorul de 1, un punct și de 5 puncte. Deci lângă cel mai mare este 40. Cel mai mic. Mark required 160. Deci, e foarte important să ai o aruncare curată, cât să nimerești acolo. 44. Gary required 100. De aceea jucătorii buni sunt foarte buni. Game show on the fifth leg. Frumos închide aici. Gary Stone. Două săgeți, 100 de puncte. Sixth leg. It's Gary to throw first. Game on. Se apropie la un singur leg de câștigarea primei finale. 140. Rămâne și într-o medie foarte bună. S-a luptat Mark Graham. 100. A jucat bine. Însă Gary Stone e on fire, așa cum ar putea 60. Spune chiar el. Sau prietenii săi aflați în sală. 57. După aceste două meciuri, în cazul în care va câștiga această finală, 100. În funcție de jocul lui Mark Graham, va câștiga 1000 de euro. Este 45. Premiul pentru turneul cotat cu mai puține puncte decât Romanian International Darts Open. 41. Finala pe care o va juca mai târziu puțin. Acolo va câștiga mai mulți bănuți dacă va învinge. 139. Gary require 160. Dacă vor avea cu ce să petreacă în București în seara asta. 60. Mark require 160. Pentru Gary Stone, ne apropiem de finalul acestui leg. Mare greșeală lui Mark Graham cu prima săgeată. 78. Exact. Gary require 100. Exact ce vă spuneam mai devreme. Din 900, prima săgeată ratată și ratează Mark dubla require de 10. 82. Șansă mare pentru Mark Graham să rămână în joc. 25 de puncte cu 17, rămâne în 40. 42. Ratează dubla de 20. Gary required 20. G-
Gary Stone. Game shot on the safe play. Gary Stone. Seventh leg, it's Marta throw first. Romanian Classic Darts Open 2023. Nu reușește. Este greșeala mea. Se joacă primul la 5 leguri. Am 99. Rămas după sistemul semifinalelor. Încă nu se bucură Gary Stone. 100. Am văzut meciuri în care chiar și jucătorii au crezut că s-a terminat un meci, au dat mâna cu adversarul și apoi au pierdut meciurile respective, s-au bucurat înainte de 100. Sper să nu fi cobit pentru Gary Stone. 43. Știu că scoțienii sunt foarte superstițioși. Ar fi bine să nu știe ce am zis până acum. Dar am văzut destul de multe meciuri care s-au terminat 83. Împotriva celui care și-a închipuit că s-a terminat meciul. Atunci când îți spune adversarul 137. Și practic nu s-a terminat și apoi toată descărcarea aia, descărcarea aceea de adrenalină se transformă în panică, în teamă. 93. Mark your require 120. Gary, you require 128. Ar fi totuși prima șansă înspre Mark Graham să câștige acest leg. 112. În schimb, Mark Gary require 76. Un scor foarte mare. Totuși prima săgeată la dublă o va avea Mark Graham, pe care 36. O ratează Baia Mare. Gary require 16. Britanicii. Foarte departe a fost de sectorul de dublă. Nu foarte departe Gary Stone. Să departe de 12. Dubla de victorie de această dată. Mark to require 40. 4 puncte și încă 3 săgeți, încă o șansă pentru Mark Graham. Game shot on the 7th leg. Reușește. Mark Graham. 8th leg, it's Gary to throw first. Mi se face semn că am cobit. 134. Nu s-a terminat. 134 pentru prima aruncare. Nu e foarte mult pentru prima aruncare a lui Mark Graham, iar Gary Stone 99. Sper să mă scape de o ciufuleală în seara asta, de o bătaie. 26. Doar. 83 și ne apropiem din nou de finalul acestui joc. Coboară sub 200 de puncte Gary Stone, la distanță enormă față de adversarul său, care coboară cu 100 de puncte acum. Însă, 58. Să vedem dacă este de ajuns. Mai are nevoie de un scor mare. Reușește cu primele două săgeți 80 de puncte. 140. Foarte bun. Gary require 127. Încă nu este jucat acest leg. 107, s-a complicat puțin aici. Acum s-a uitat la scor. 60. Trebuia să știe că are timp. La 127 a încercat după prima săgeată la 20, tripla de 19 l-ar fi lăsat în 50 de puncte și cel mai probabil ar fi dat la bullseye. 137. Gary requires 67. Un scor foarte bun acum, însă foarte departe cu prima săgeată. Mark to require 40. Și iată cum se poate schimba jocul.
Mark Graham cu ultima săgeată. 20. O ratează. Gary required 4. Iar Gary Stone. Dublu 2. Încă două săgeți rămase în mână. Și reușește cu a doua. And the 2023 Romanian Classic Men's Champion, Gary Stone! Gary Stone, medie de 85-02, Mark Graham 78-13 și primul turneu al anului îi revine la masculin, scoțianului Gary Stone.